ipotezi incendiara lui Cosmin Gu, ce strategie se află în spatele interviului cu Sebastian Ghi? Consultantul politic Cosmin Gu subliniere a vorbit la Realitatea TV despre interviul lui Sebastian Ghi, sublinierei despre implicațiile sublinierei consecințele acestui eveniment. A subliniere vrea să împart în două comentariul meu. Primul este cel legat de acest interviu, eveniment al lui Sebastian Ghic, iar cel de al doilea este legat de consecințe, a spus acesta. În mod indubitabil faptul ce a fost această mediatizare pe fac, în derâdere, ne face să înțelegem ce planul din spate este mult mai sofisticat, sublinierea îi vizează orice altceva decât adevărul. Vizează sigur dezvluiri. Chiar se tetem azi după amiază la o discuție, era sublinierea colegul nostru rare subliniere Bogdan de Fac, sublinierea un jurnalist de investigație. Sublinierei ne întrebam care ar fi esența interviului. Iar jurnalistul de investigație, un colaborator al nostru, cu un aer de superioritate, a zis a sublinierea la masă, domnule, dacă nu o să zic nimic despre banii din Ciprul turcesc, interviul este degeaba. A refuzat să dea detalii. Mă gândeam ce este vorba despre unul dintre personajele implicate care ar avea bani prin Ciprul turcesc. Omul este bazat, nu a făcut mi subliniere to, a spus Cosmin Gu subliniere. Sebastian Ghic nu a vrut să fie în poziția de a fi vinovatul de serviciu. El a văzut-o pe Elena Udrea ce a devenit vinovatul de serviciu al epocii Băsescu, sublinierea i s-a gândit, cu plecarea sa sublinierea i cu aceste demersuri publice, ce nu ar dori să fie vinovatul de serviciu al fostei conduceri SRI. Ne vom uita cu oarecare curiozitate la ce o să zic în continuare, mai spune Gu subliniere. Consultantul politic a mai precizat că ceea ce se întâmplă nu este o postură foarte comod pentru SRI. Este nevoie de argumente clare, de proceduri care să fi disfrut între timp, de oameni care să fi fost găsiți vinovați pentru ceea ce s-ar putea dovedi, a completat acesta. Legat de consecințe sublinierei de planul existent, Cosmin Gu subliniere a precizat ce i se pare evident ce, de fapt, adevăratul scop al acestui interviu este declan sublinierea unui proiect de suspendare rapidă a lui Klaus Iohannis. Consecințele acestui lucru pot fi de două feluri. E un proces de suspendare a presubliniere dintelui încununat de succes, fie un proces care nu va duce la suspendarea lui Iohannis, dar va duce în mod clar la o demonstrație public ce presubliniere dintele Iohannis nu mai are putere. Se explic, tema centrală a celor care promovează acest interviu o prezintă acea poză de acasă de la Sebastian Ghic în care el era prea alturi de Laura Codruca Covesi sublinierei alții. Tot acest concert mediatic, pentru ce vorbim de multe televiziuni, virgulă, vor presiune asupra deciziei lui Klaus Iohannis privind revocarea lui Covesi, virgulă, decizia predictibil care va fi de nerevocare. Atunci, această majoritate, cu eticheta penală, va considera ce este suficient pentru declan sublinierea procedurii de suspendare a presublinierei dintelui, P.
pe care o vor vota în Parlament, urmat de campania pro-suspendare care pentru primarii PSD, ALDE, dar sublinierei PNL va prezenta o provocare. Suspendați-l pe Iohannis, aduceți oamenii la vot pentru a se cepa de DNA, care va făcut vă o dosare, sublinierei de Laura Codru Hacovesi. Pe baza acestei logici sublinierei a acestui interviu, se va ajunge în aceea formulă în care, dacă vor reu sublinierei, Iohannis va ieși sublinierei din cursa prezidențială sublinierei în această vară vom avea alegeri prezidențiale, a detaliat Cosmin Gu subliniere. Consultantul politic a mai spus că pentru aceste alegeri, Dragnea i-a pregătit deja pe apropiații săi. Va apărea însă un alt fenomen, concurența clar dintre Dragnea care dore subliniere te să fie candidatul sublinierei Tăriceanu care este mai bine plasat astăzi sublinierei va fi sublinierei mai bine plasat pe perioada suspendurii lui Klaus Iohannis când va fi presubliniere din te interimar. Practic acest scenariu, incredibil de bine susținut mediatic, va urmări acest proiect. Mai există, sigur, sublinierei rezerva faptului ce proiectul suspendrii va avea o majoritate însă nu suficient, dar sublinierei atunci, practic, se va reu sublinierei iartarea faptul ce Klaus Iohannis nu mai are un rol fundamental în statul român sublinierei ce de altcineva depinde conducerea statului. Bineînțeles, ei sublinierei vor continua proiectul anti-SRI, întrucât îi încurc foarte mult, pe care vor intenționa să le rezolve în perioada imediat următoare, plus proiectul privind suprimarea presei independente, de tip Realitatea TV, a subliniere acum au reu subliniere IT se suprime zilele trecut sublinierei site-ul Hot News, a explicat acesta. Întrebat despre situația de la DICOT, Cosmin Gu subliniere a spus că există multe lucruri sublinierei în spatele retragerii lui Daniel Horodnicianu, iar amatorii de jocuri politice subterane trebuie să fie foarte atenți, întrucât în fiecare zi se va mai da câte ceva. Domnul Horodnicianu este din acela sublinierei municipiu din care este sublinierei domnul Tudorel Toader sublinierei probabil ce a fost inspirat de atitudinea domnului Toader într-un fel sau altul sublinierei nu sublinierei mai dore subliniere te se continue, de sublinierei este un om tânăr. Sunt multe lucruri sublinierei în spatele acestei retrageri, iar amatorii de jocuri politice subterane trebuie să fie foarte atenți, întrucât în fiecare zi se va mai da câte ceva. Dar, eu vă mai dau un element, uitați-vă ce, de sublinierei pe 4 zile Realitatea a discutat despre vizita lui Dragnea în Statele Unite de săptămâna viitoare, nici până în acest moment nu s-a recunoscut de la PSD acest lucru, nu subliniere timp agenda, nu subliniere timp cine îl cheam sublinierei de ce îl cheam, în condițiile în care oamenii au 70 la 80 din mass media în controlul lor. De ce oare? Asta ar fi încă un lucru de analizat, de ce această vizită nu este comentat în condițiile în care atât Dragnea, cât sublinierei oamenii lui, de dimineața ca până seara sunt doar cu Trump sublinierei SUA în enuncurile pe care le fac, trecând, evident, prin Tel Aviv.
asta fiind axa pe care o are în vedere Liviu Dragnea pentru România, dar nu subliniere timp dacă de la Tel Aviv vrea să o ia spre Washington sau spre Moscova. Pentru ce Tel Avivul are o relaționare dublă în acest moment, a încheiat Cosmin cu subliniere.